Nu merge nici calculatorul. Duce dracu, tot a luat virus. Bună ziua, bine ați venit la Urban Groove. Sunt aici cu omul meu, MC Doamne Ajută, care se pregătește să sară de pe pod. Haide, zi ceva. Bă, Vlad, ai fost la munte și am întinerit eu. Cum a fost UF la munte? A fost tare, a fost un caban din asta, din lemn. Plecam în Serbia să-mi iau țigări. Așa? Gata, așa. Le-am luat. Ăla e, dați înainte. Episod 3. Ușor, avem episod nou, avem prezentare nouă, nu de membru nou, că e membru vechi. Ia zi tu, Dose. Ce faci tu aici? Eu? Da, nu acum, în general, ce faci tu aici? Vizuale, sunt șeful la Photoshop și Illustrator. Ești șeful pe vizual? Mă rog, ce-ar fi dacă tu ești pe vizual? Șeful pe poze. Zi tu, Dose, un mesaj pentru coechiperii tăi, fără să audă ea. Vă iubesc! Să dăm un noroc. Tai și tu folia la repiedele alea. Dar cum să nu, frate? De ce? Că sunt oldean și tai? În câte frame-uri tragi? În 10? Ce-ai zis? Avem toată echipa cu noi. E și tu, Dose, okay, MC Moldova. Și atunci nu prea mai am eu treabă foarte multă. Pot să stau să mănânc fasole liniștit. Pace pentru omul meu, bin. Ăsta va fi sport național. Ha, ha, ha. Hai do. Auzi, da, în echipă trebuie să fie coșul cu omul care aruncă. Nu sport de prieteni. Da, e ca la baseball. Tu, băiatul, să tragem. Degeaba zice lumea că e nu știu cum. Vei fi mâncat șuncă sau cârnați? Ambele. Stai. Treabă-l pe șef, e bine. E bine, boss? Mai acana? Frate, ești rapper? Nu. No. Oricând. Respect. Frate, ești rapper? Nu meriți. Ultima comandă. Am uitat obiectiv. Minți, mă. Spune-i lui domn patron. Deși știi că nu-i place să fie deranjant când își mănâncă, e damnamele. Lipsește obiectivul. Să te rup pe crack. Domnul Tudese, la o primă vedere, cum se pare că se descurcă echipa? Colegii tăi, până la urmă. Ce sex e asta? Te duci să iei obiectivul? Mă duc, iau obiectivul. Respect. Dar nu ți-ești tu carnetul ăla să... În iunie. În iunie. Salut! Avem 3 ore de material pe care nu-l folosim la fiecare ediție. Dacă ai bani și vrei să-l urmărești, intră pe... Vreau să schimb și Adidas ăștia. Vrei schimbi Adidas ăia? Ok. Cream că ai uitat și tu ceva. Bă, responsabil, nu ca... Stați împreună mai mult decât ar trebui. Cum e să locuiești un magneto? Bă, e o experiență. Bine, Befe, pe brațe. Bine. Astea mănâncă domnul Tutu. Când nu o să mai auziți de el, să vă amintiți de el cum era el fericit tot timpul și am mâncat căcăturile astea și dus a fost. Mamă, i-am pus una pe asta. Ziceți în comentarii cine a dat cu astea și ăla care zice primul să câștige respectul nostru veșnic. Tu ai desenat pe aici chestii, nu? Da. Vrei să alegi ceva de acolo, ceva ce ai desenat și îți place ție să zici de ce sau nu știu, să zici despre el? Nice! Am și eu acasă episod 2 biță. Care e dumă acolo? E oane, restaurant, mâncare. Cine? Bă, vezi că o să te întreb la final chestii, zic și niște tentative de glume. Am văzut de o să da? Știi. De-abia știi. Să aducă pasărca. Ia uite-l. Da, cred că da, sala următoare. We got the mouses. Dai un pic cablul ăla, dacă te rog. Ăsta. Ăla de acolo, de lângă celelalte cablu. Cablul ăla de lângă alealte cablu. Ăsta. Nu, ăla ăla. Ăsta. Ăla cablul de lângă cablu. Care vrei? Nu, ăsta mă, cablul. Te-ai zis cablul. Brigadă. Suntem la operațiunea Nergelu. Cum vrei tu? Dar cum te simți tu confortabil? Zicem ceva? Bă, da, eu voiam să vă întreb ce vă enervează la asta. De-aia și să nu mai stai. Este foarte mult și când se îmbată, fii atent, vine la... Bă, da, o avea aici să-mi va... Ia de gât, te strânge ca și cum vrea să te omoare. Dacă păsește ceva într-o zi și îl marchează chestia aia, zice povestea aia de 15 ori. Gen, o zici odată, ai înțeles, dar o tot repetă de 15 ori. Asta e singura chestie care... O să plec? Du-te, gata, bă, tu ai avut o pervers să zici că ai știut de ce te-ai închimat. Da, avut-o pregătit. Da. Cum e, merge? Merge. Și câtă lume te așteaptă la urbanist? Nu vin niciodată, practic, în condiții dacă mizerabile. Noroc, uită lentila. Eu nu știu cum rezistă artiștii ăștia să vină. Băgam de mult. Ori TV, nu e rarul.
Drăcea. Ce credeai că-i scap? Păi numai că te-a sucis cu ăștia. Plerare n-au nimic, mă, jur. Nu merge nici calculatorul. Mă duce dracu, tot a luat virus. Iar stau după amatori. Eu am versurile gata și... Hai frate, poți să bag piesa aia sau? Arată-ne brandul. Ce ai tatuat acolo? O sticlă de alcool, nu știu așa. Plat fluieraru, știu că-i place, doar la mâncă. Pânză de capră, a băgat pânză de capră. Trage lapte praf, dă pățâțele de oaie. Azi, tata, să faci tu chestia asta, bun. Pe care n-a făcut o biță și m-a nebunit tot episodul. Ce? Sau pune-le invers, așa. A stat așa biță cu ăsta. Și când da cu el și tot îmi venea să-i zic, ia de acolo mâna. Și făcea, la un moment dat, scoate și m-a liniștit, știi? Și după aia 30 de secunde și ia. Deci Mani moare. Tu ești rapperul vegan, veganul XX. O să vină partea aia de căcat când doar Fleraru aude. Aha. Păi asta mă, e manevralul Fleraru. Păi noi avem loc acolo de 4 căști, dar el omoară cabluri, le-a mușcat din ele. Deci dacă am venit cu căști de acasă am putea să auzi nici noi? Nu, că mănâncă ăsta cablu, le lasă gură cască. Nu. Dacă mai ca și paidea și odată să-mi bag un din deci 8-a oră când mă călzi cu Adidas și mă enervează. Trebuie să-ți tragi în folie Adidas. Eu zic un cuvânt și-mi bagi o rimă. Scară. Am o pară, îți dau papară, bag degetul nară. Ghiozdan, frate, zi. Ce mă? Reflector. Reflector cu omul meu, el doctor din laborator, sunt super hardcore. Prr. Ne-am luat de la piață, de la obor. Oh. 2 kg de damas. Mame! TikTok-ul pe silențios. Bani murdan vorbesc, am hane cântare și test, flow-uri și linii gândesc, e care pe care și tot se lovesc. Zi-ne despre albumul tău, tânăr campion, ce vrei tu, zi despre albumul ăsta. E primul meu album și gen m-am chinuit vreo 3 ani jumate la el ca să iese în forma în care mi-am dorit să iese. Și acum este tot ce mi-am dorit să fie și asta contează ce mai mult. Sper să vă fac. Și unde putem să ascultăm albumul tău? Peste tot, am întârziat un pic pe Spotify și pe iTunes și pe asta, dar o să fie peste tot. YouTube, iTunes, Spotify, când apare asta, trebuie să fie peste tot. Blan. Bă, faceți și voi un pic liniște, vă rog. Voi tace. Da, știu, nu, voi trebuie să tace acum. Așa, dacă ai putea să faci o colaborare cu orice artist din lumea asta, cu oricare vrei tu, care ar fi și de ce? Bă, sincer, să dau un răspuns dubios, dar ar fi 50 Cent. Ok. Pentru că în 2003, când aveam 10 ani, mi-a dat vorbim albumul lui cu Gary Joe Die Trying. Și gen, a fost primul album repede pe care am scos vreodată și de asta m-am apucat de muzică, m-am spart de mult. Nimeni nu înțelegea ce ascultam în perioada aia, la vârsta aia. Și doar așa, din respect, aș face o piesă cu 50. M-a de deci 50, dacă te uiți, hola, vrei mai zici unul ca să împace cei old school și new school? Wiz Khalifa. Nice. Am impresia că îl cunosc deși nu am fost cu niciodată. Așa, și asta de final, un mesaj pentru oamenii care se uită la Porc TV și la Urbanist și la Roundabout, asta ce ai vrea tu să le zici? Uitați-vă la băiatul ăsta, la Drecea. O să pară că te-am rugat eu să... Îți dai seama că o să fie și oamenii ok și terminați. Da, așa e. Ăla e. Un pic uzi azi. Vlad Fleraru, da. Trebuie să-mi dai chiria și 40 de lei pentru net și 1.500.000 pentru curent. Nu se aude nimic, stai că nu se aude nimic. Dar trebuie să-mi dai bani. Îți zic că... Știi cum a reușit Vlad Dobrescu să slăbească super mult? A ținut dieta, ghetul. Știi cum îl chema pe colegul de banca lui Liniuță? Un bastonaș. Știi care sunt cei mai șmecheri ochelari? Nu? Lentile blue. Și voi sunteți obosiți că nu era nimic de râs. Știi cum îl chema pe Funk B dacă făcea altă muzică? Techno A. Da, da, da. Să nu-i strâmb aia un pic? Bă, e ba, ce da. Trebuie, mă. A, ok. Bă, e bine. Eu cred că e ok acum. Și care e rapperul preferat al lui Mendelev? Carbon. Asta e, în glumă, creier. A stat azi un pic, am citit și m-a luat bani. Știi cum se numea piesa Acela sânge de la Pașaman dacă era din Zlatina? Acela sânge. Hai, iau un șat. Și mai am, dacă Lino Golden era de la țară și cum era piesa aia lui Panamera? Vreau 3 ani din 2000 pe Bulgaria Actil. Să trec pe GPL. Tornul plătesc taxele. Ne-ai pus un șat? Dă-i și lui un, hai să dăm.
Cu cap de moarte. Mai mișto. Da, al tău a dat pe din afară. Bă, nu, e cu ginger. Uite aici, la frigider. E adevărat gangster. Sănătate, Doamne ajută. El și în el. Și te-a supărat, mă, Tuzuse. Fac picioarele, deci... Te-au călcat, nu? Și pe mine mă calcă, noroc mereu. Ieri am luat cu periuța, i-am făcut frumos. Ia uite o leacă. Uite, uite. MC vă umor pe tot. Bă, Tuzuse, eu te-am călcat vreodată? Da. Calcă-mă și tu cu aia, ca să fii închit. Că mă supăr eu dacă nu mă calc. Un pic, pun vârf, un pic, pun vârf. Hai, un pic, pun vârf. Gat. Ia, ține așa. Nu! Crembușterală, ce să vă zic. Dați niște fonduri pe Patreon să-i duc la curve. Mulțumesc! Câtă artă! Ah!